Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia, s-a aflat astăzi la Deva la un eveniment organizat de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală. Conferința a fost organizată în cadrul campaniei Caravana Cunoașterii și se adresează în principal fermierilor, organizațiilor societății civile și partenerilor economici, sociali și de mediu. Conferința a fost organizată în cadrul campaniei Caravana Cunoașterii și se adresează în principal fermierilor, organizațiilor societății civile și partenerilor economici, sociali și de mediu. Petre Daia a fost la Deva pentru a informa fermierii cu privire la Planul Național Strategic 2023-2027 și fondurile europene disponibile în perioada menționată. Avem trei obiective mari în noul concept, și anume acela: trecerea de la conformitate la performanță și trecerea de la o rigiditate a programelor la o flexibilitate, în așa fel încât această flexibilizare și posibilitatea de a trece de la un pilon la altul să ne dea posibilitatea să intervenim pe parcursul implementării, în așa fel încât modelul să fie cât mai bine acceptat și implementat în plan teritorial, gândindu-ne la România și nu în ultimul rând la toate cele prevăzute din punct de vedere al mediului. Daia a explicat și ce înseamnă cei doi piloni de investiții. Sursele de finanțare au rămas aceleași, atât din fondul acesta de european de dezvoltare rurală, cât și de cel de garantare rurală. Practic, FIADER-ul cu FEGA rămân același. Unul este de 10 miliarde, aproape 10 miliarde, 9,58, parcă așa ceva, cu 0,58 pentru intervenții, 0,158, da? Și 5,87 pentru investiții pentru pilonul 2. Deci rămân cei doi piloni pe care îi cunoșteați dumneavoastră, existând această posibilitate de a trece de la un pilon la altul în condițiile în care socotim necesar acest lucru, ceea ce nu identificat din punctul meu de vedere. Noi trebuie să, și de aceea am stăruit foarte mult pe concept în așa fel încât să nu putem pune în jocul acesta modificărilor care înseamnă pregătiri și așa mai departe. Ori lucrul acesta l-am avut în vedere în momentul în care am proiectat planul și pe care și l-am înserat. Ministrul Agriculturii a explicat fermierilor hunedoreni că acest plan este unul dintre cele mai echilibrate la nivelul Uniunii Europene, dar a vorbit și despre importanța rețelelor de irigație. Este unul din planurile cele mai echilibrate din țările componente ale Uniunii Europene. Am avut în vedere întregul aceste elemente, se leagă unele de altele, ele nu sunt izolate, nu sunt puse acolo întâmplător, ci din potrivă, într-o logică pentru a atinge obiectivul pe care l-am stabilit și spuneam, cu perdele de protecție în anumite zone unde vânturile bat. Și am fost în Brăila și am spus-o de fiecare dată, am fost acum câteva zile dintr-un interes permanent pe care l-am față de sistemul de irigație, să mă duc tot timpul și noaptea în zonele respective să văd, să se lucreze, să se dea drumul la acțiune. Într-o oră s-a schimbat de 4 ori de direcția vântului în Brăila. Ei, lucrurile acestea trebuie să le avem în vedere. Totodată, oficial a mai precizat că este pentru prima dată când se introduce și sprijinul pentru bunăstarea pentru taurine. Este pentru prima dată în România când introduce bunăstare la taurine. De ce acest lucru? Vaca de lapte este într-o situație mai dificilă. Cunoaștem și din punct de vedere al interpretării, iată, planetare, și o spun fără să obosesc și nu voi obosi, spunând că a devenit, și nu înțeleg, că a devenit dușmanul numărul unu al planetei. Din cauza vacii, acum suntem noi într-o situație dificilă din punct de vedere al aerului și nu avem acum condiții optime pentru că e vaca de vină. Toate cătările, toate acuzațiile sunt pe cătarea, deci cătarea acuzațiilor este pe fruntea vacii. Lucrul acesta e nepotrivit, motiv pentru care susținem acest animal care este o creație a ecosistemului și își păstrează echilibrul ecosistem. O spuneam și o repet cu obstinație că fără animal nu există vegetație, cum de anumite, fără vegetație nu există animal.
fermierii români și agricultura românească vor beneficia de 15,8 miliarde de euro prin acest program, care a fost aprobat în 2022 de Comisia Europeană, din care 9,7 miliarde de euro sunt pe pilonul întâi pentru plăți directe și intervenții sectoriale, iar 5,8 miliarde de euro pe pilonul 2 pentru dezvoltare rurală.